cu următorii noștri invitați. Și o să predau și așteptare care am atins să recunosc dacă este Amaris sau Rizom. Ambele. Ambele, ok. Așa, echipa proiectului Răstiva, dacă vreți să da, facem o mică rocadă, să vinți lângă mine. Mulțumesc, Montana. Așa, să descriți și proiectul vostru și să... Am mai stat... Amais e clientul, practic, și Rizom a fost... A, da, a, ok. Exact, că se și răspunde la întrebare, dar cine sunteți? Da, am bulversat foarte multă lume cu asta, așa că să începem de data asta cu acest intro. Așa. Noi suntem Rizom, în formula pe care o vedeți și pe ecran. Rizom este un colectiv care a apărut în mod organic dintr-un ONG. ONG-ul Amais, cel cu care suntem confundate, pentru că facem parte din el, am făcut parte încă de la început. A fost fondat de Iris și împreună am pus bazele lui. Rizom se organizează în mod organic și apare atunci când e nevoie, apare ca să răspundă nevoilor de proiectare ce apar în proiectele ONG-ului. Amais înseamnă Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială. Corul este format din arhitecți, așa că puteți intui în ce direcție se și duc soluțiile pe care le găsim noi și pe care le propunem în rezolvarea problemelor pe care le găsim. Am un pic de emoții. Oamenii au frică de pe engine, eu am fobie de microfoane. Bine, acum m-am gândit eu un pic și v-am prezentat în colectiv, dar acum dacă v-am dăm aici sub formă de copertă, Mihaela, Sabrina și Iris, ca să fac așa o prezentare mai umană, asupra o invitată generală. Și o să presupun că acum ce așteptați la mine pointul, o să vă stați în sfârșit înainte, mi se pare normal. Bun. Rizom, noi ca colectiv promovăm designul inclusiv. Susținem că accesibilizarea este un lucru care trebuie luat în considerare încă de la început în procesul de proiectare. Nu suntem de acord cu practica în care accesibilizarea apare ca un accesoriu, ca un ornament, atunci când se termină un proiect. Acest tip de abordare este o abordare care mai degrabă încurcă sau face rău profesiei, pentru că asta poate duce, cum e de exemplu în Anglia, fie la un sistem foarte restrictiv și rigid, al prezentat în prisma legislației, adică o legislație foarte, foarte, foarte rigidă, sau în lipsa ei, ca să vorbim de contextul de la noi, în lipsa unei legislații foarte bine puse la punct, se ajung la situații în care calitatea proiectelor noastre scade atunci când apare acest layer la finalul proiectului. În proiectele noastre punem foarte mult accent pe a detecta cine sunt utilizatorii și beneficiarii noștri, îi studiem în mod amănunțit, încercăm să le detectăm felurile în care funcționează și scenariile prin locuirii lor în oraș. Pentru a putea propune apoi intervenții foarte, foarte simple, însă complexe, care să poată răspunde nevoilor cât mai multor tipuri de oameni. De asemenea, promovăm și o abordare senzorială a practicii arhitecturale. O
arhitectură în care simțurile nu sunt luate în vedere doar din prisma integrării persoanelor cu dizabilități, ci sunt importante pentru experiența tuturor tipurilor de utilizatori și pentru noi, cei tipici, pentru că ne îmbogățesc experiența inhabitării. Vorbim foarte des despre abordare senzorială, o menționăm foarte des în cadrul prezentărilor și aș vrea cumva să dau câteva repere. Când ne gândim la un spațiu multifuncțional, este posibil să ne imaginăm un spațiu plin de sunete, de culori, un pic agresiv. Noi considerăm un spațiu foarte senzorial termenul lui Peter Zumthor de la Vals, unde întâmplător se folosește un singur material, ce este o piatră locală, și toate lucrurile de acolo gravitează în jurul apei. Deci când vorbim despre senzorial să nu ne și polisenzorial, să nu ne imaginăm ceva greoi. Cinematografe 4D sau cine știe ce chestii de noi, lucrurile pot fi foarte, foarte simple. Să înțeleg că acesta ați investit cu această filozofie proiectul pe care l-ați proiectat. Da, cu siguranță și s-a bazat mult și pe experiențele pe care le-am avut în cadrul ONG-ului. Și am avut foarte multe evenimente și de explorare a arhitecturii din București, pe nevăzute, prin intermediul simțurilor. Adică avem o activitate așa foarte... Am înțeles. Și cumva, nu mai fiind utopia voastră filozofie, dar și experiența acumulată sunt cele care cumva au dus la rezultatul final. Da. Păi se intră mult până atunci. Foarte pe scurt, o să explic ce este designul inclusiv. Designul inclusiv ia în considerare abilitățile tuturor oamenilor, indiferent de sex, gen sau background cultural. Este un design fără bariere, este un design care se bazează pe empatie, este universal. Este de folos atât la nivel individual cât și colectiv. Are un impact direct asupra dezvoltării personale a oamenilor. Angrenează simțurile și este pentru toată lumea, nu doar pentru persoanele cu dizabilități. Adică beneficiază toți oamenii de acest tip de abordare. Nu este doar o unealtă pentru a crea spații accesibile. Nu este doar o metodologie care asigură o habitare sănătoasă a spațiilor construite. Este o atitudine care își asumă complexitatea și diversitatea noastră ca ecosistem. Este o atitudine care susține apariția cât mai multor experiențe posibile în environmentul pe care noi îl construim. Pe scurt, el implică ideea de placemaking și co-creare. El contribuie la sănătatea oamenilor, la bunăstarea lor fizică, psihică, emoțională, și la interacțiunea socială. Ok, și să ajungem acum și la cum am ajuns să facem acest proiect, Pop-up Spiva. AMICE, primul rând, creează contexte, construiește, fac contexte de socializare între persoanele cu dizabilități și cele tipice. Persoanele tipice sunt cele fără dizabilități reglementate, că în rest cu toții avem dizabilități, cu fel sau altul avem. Și de-a lungul timpului ne-am făcut tot felul de evenimente în care am lucrat cu persoane cu dizabilități adulte. Și ne-am dat seama după un timp, după o anumită vârstă, apar niște frustrări peste care este foarte greu să mai treci. Și ne-am dat seama că ar trebui să mergem puțin... Poți să vorbești și pe microfon? Da, dacă vrei. Nu, lasă microfon. E mai bine cu microfon, că așa te registrezi. Nu, mă, că nu tot mișc capul. Nu poți să mergi nimic după aia, adică vorbim în microfon și așa, clar. După anumită vârstă e foarte greu să mai treci pe anumite frustrări și atunci ne-am dat seama că trebuie să mergem puțin mai în spate cu aceste contexte de socializare. Și primul context de socializare al oricărui om este chiar locul de joacă. Și atunci am început să mergem prin București, prin spații de joacă publice, să vedem cât de inclusive sunt. Și am observat că deși toate au pictograma că ar fi inclusive, au acel simbol universal pe care știm cu toții, ele nu sunt de fapt gândite în ansamblu cât să poate fi înțelese de oricine și de un copil, adică de orice copil, indiferent de abilitățile lui. Spre exemplu, există castele cu rampe adaptate pentru fotoliu rulant, dar sunt puse în mijlocul unei gropi cu nisip.
Deci, e clar că nu poți ajunge decât dacă ai un fotoliu volant pentru nisip. Da. Și atunci am început să... Nu am crezut că vă urma să am o întrebare, era foarte, a reacționat foarte visceral, mi-a zis, da, am văzut rampa aia, știu rampa aia, groapa aia din nisip și mă enervează în ultimul an. Cum a zis și Sam, mai devreme, ne place să ne cunoaștem foarte bine beneficiarii și persoanele cu care lucrăm, mai ales cu care lucrăm direct în cadrul asociației. Și pentru a face o propunere de spațiu de joacă inclusiv, am început în primul rând cu o serie de focus grupuri cu copiii de la școlile speciale partenere. Ne-am dus să-mi testat o felul de materiale, să vedem ce preferințe au, ce dificultăți au întâmpinat în spațiile de joacă, cum le place să se joace, dacă individual sau în grupuri. Și de aici, practic, am ajuns la primul playday pe care l-am făcut acum 2 ani, care a fost unul... Am încercat să testăm niște principii pe care le-am dedus din aceste focus grupuri. A fost făcut în spațiu, în centru comunitar la Firul Ierbii. Pe aici, practic, am testat principiile acelea și ne-am dat seama că designul polisensorial, plurisensorial, este un răspuns foarte bun la această problemă cu contexte de socializare pentru copii, spațiile de joacă inclusive. Am făcut mai întâi un spațiu de joacă fix prin Mobilizăm Excelența. Noi cam așa ne facem proiectele. Identificăm o problemă, aplicăm la un grant de CSR privat, și de acolo ne pornim fapt, soluțiile, adică le implementăm. După ce am făcut acest spațiu fix, ne-am dat seama că nu o să avem cum să convingem administrația publică cu un loc de joacă fix de această necesitate și a apărut ideea de a face un spațiu de joacă mobil pe care să-l folosim ca un showcase, de fapt. Să ne plimbăm prin țară și să facem spații de joacă spontane, inclusive, în spațiu public, evident. Și-o lăsa și pe Mișu să vă povestească un pic. Aici am putea spune, apropo de spațiu de joacă mobil, este o poză cu duba noastră, duba Popa Prespioa, și cățelul care ne-a acompaniat pe parcursul proiectului Cap-Coadă, care a aprobat toate materialele și ne-a dat note pe ele. Iar acum, ce specie e? Este un de clasă, da? O cheamă Benny. Da, este un de focus. Ok. Adică, chiar intră în brand. Am înțeles. Ok, o să continui cu tot cu percepția senzorială, o să continui cu spisul. Senzorialul a fost elementul cheie al proiectului. Cumva, în primul rând, dizolvă, din punctul nostru de vedere, barierele dintre copii. Raportarea la simțuri, aceasta, practic, simțurile devin canalul principal de comunicare între copii cu disabilități și nu doar între ei. După cum bine știți, o persoană cu deficiențe de vedere sau la persoană cu dizabilități sau un copil cu dizabilități, își va dezvolta celelalte simțuri și celelalte abilități, pentru că va trebui să se întâmple chestia asta. Există persoane care cu deficiență de vedere care folosesc ecolocația și își pot mapa prin anumite sunete spațiu. Și atunci, practic, raportarea la simțuri, am ajuns noi la concluzia că este, practic, modul în care noi reușim să creăm foarte multe canale și copiii, indiferent de abilități sau de disabilități, se pot integra în spațiul de joacă. Acestea sunt o serie de... sunt materialele pe care noi le-am aplicat și le-am folosit în spațiul de joacă. Spațiul nostru de joacă este compus din 35 de armuri și din 8 cazemate. Armurile au fost proiectate pentru a fi purtabile. Cumva gravitează în jurul statementului copiii devin jucăriile. Aici este... am încercat cumva... copiii odată intrați în joc, pornesc pe picior de egalitate
și în scenariile ludice pe care și le creează și în acest fel dizolvăm identitatea copilului și el devine personaj. Ne-am jucat cu elemente simple, cu forme de bază, triunghi, cerc și pătrat, pentru a gândila, antrena imaginația copiilor. Asta a fost un bun răspuns și raportat la spațiile de joacă, care le găsim în mod normal la noi în țară, care sunt, le găsim elemente foarte definite, elefant peste elefant, mașină peste mașinuță și practic când le pui totul pe tavă așa, le îngrădești imaginație. Ele sunt modulare, se pot folosi pot genera foarte multe posibilități de configurare a spațiului. Sunt multifuncționale, ele se pot fi folosite atât ca armuri pentru copii, pot fi folosite și ca jucării, efectiv, în cadrul spațiului de joacă, și cât și ca locuri de stat pentru părinți. Sunt interconectabile și geometrice, pe toate laturile avem prinderi, se pot prinde atât între ele, copiii practic pot deveni o rețea, interconectați cu toții, cu aceste clienți și conectori. Aici sunt câteva imagini de la playdate-uri. Acesta este jucăria cu blăniță, care a fost personificată în foarte multe moduri. De la elefantul cel mare, la șuricelul cel mic, la balena gri. De asemenea, am menționat că jucăriile se pot folosi atât individual și generează turnuri sau tuneluri, trenuleți sau chiar o cazemată. Iar al doilea, cel mai important element din spațiu de joacă, reprezintă cazemate. Acestea sunt două foi de placaj montate în cruce și generează alte patru tipuri de ascunzișuri. Sunt decupate după forma armurilor, ceea ce fac ca spațiul de joacă să devină permeabil. Da, și configurează spațiul. În același timp, armurile se pot pune în aceste găuri și practic dezvoltă un alt tip de spațiu mai intim protejat, asta în funcție de scenariile copiilor. O parte din cazemate au aceste aplicații de diferite materiale care dau identitate fiecărei cazemate în parte. Practic am încercat să facem o platformă de joacă unde regulile și scenariile de joc se pot defini la fața locului. În funcție de utilizator și în funcție de amplasament poate fi un spațiu foarte îngust sau poate fi un spațiu foarte larg, spațiul de joacă poate să fie în interior sau în exterior, în natură sau sau în mediul urban și de fiecare dată el poate fi configurat altfel, atât de către noi cât și de către copii. Așa ca concluzie, că noi am tot gândit lucrurile și ne-am făcut scenarii, le-am testat, ce aș mai avea de adăugat este că după ce am lansat spațiul de joacă și am avut primele playdate-uri, ne-am dat seama că lucrurile erau și mai bogate decât cum ni le-am imaginat noi. În momentul în care am stat cu copiii, ne-am jucat cu ei și am văzut cât de creativ și inventiv pot fi și am văzut cum foloseau lucrurile pe care noi le-am gândit ca având un număr X de 3-4-5 scenarii, ne veneau cu altele, de fiecare dată îmbogățind spațiul de joacă. Și iar atunci când copiii au lipsit din spațiul de joacă, cazematele și armurile noastre au devenit un spațiu de lounge foarte plăcut la Street Delivery, la festival,
plăcut. Inclusiv și cu adulții, adică. Am fost invitate inclusiv la Sibiu, la Muzeul Satului. Weekendul. Aveți niște proiecte speciale cu Muzeul Satului la Sibiu. Da, am mai avut niște colaborări, suntem în discuții cu ei de ceva timp. O să mai mergem cu spațiul de joacă weekendul ăsta și la Timișoara. Am fost invitată pentru maraton, la Street Delivery, în Parcul Circului. Și răspundem întotdeauna, strategia de sustenabilitate a proiectului ar fi că spațiul de joacă se închiriază pentru inițiative private, în așa fel încât noi să putem strânge fonduri pentru a susține Duba și pentru a organiza alte play day-uri care au acest substrat social cu copiii de la școlile speciale. Și aveți în plan ceva pe viitor de proiectul ăsta? Avem în plan mental foarte multe. Cu finanțările. Încercăm acum să ne dezvoltăm ce puțin pe AMAIS, să ne dezvoltăm și la tură de servicii, în care să oferim cumva consultanță pe partea de design, inclusiv altor arhitecți, să adauge leu acesta pe proiecte. Apropo de chestia asta, pentru a susține asociația. Trebuie spus că anul trecut am discutat și anul ăsta trebuie să facem primul ghid de design inclusiv împreună cu ORE București. Și probabil cu anualul ăsta. Cum să facem, și să știm. Da. Da. Chiar va fi o chestie, pentru că nu, în România nu există un ghid mai prietenos și e util pentru, în primul rând, pentru design de spațiu urban. Și nu numai. Dacă vreți să plecați, atunci, ok. Dar vreau să zic dacă din public ar fi întrebări legate de proiectul vostru, mai ales reacția viscerală din interiul mai devreme, cred că întotdeauna modul de tratare a spațiului de joacă pentru copii un subiect care la noi s-a rezolvat de obicei prin niște prefabricate de plastic pus într-un colț de bloc și niciodată nu a existat o modalitate de a face cu adevărat un spațiu creativ. Da, trebuie să avem un balansoar, un turnulet, niște piese de plastic puse acolo, luate de obicei de la ex-furnizor. Însă există pentru spațiu, nu numai bucureșteni, categoric, pentru locul de joacă, o mare oportunitate pentru a crea aceste piese de design care cu adevărat să stimuleze creativitatea, comunicarea între copii și tot și să nu fie doar așa un răspuns standardizat, același tip de loc de joacă, îl vezi dintr-o parte în alta, peste tot, sunt exact același model. Felicitări, încă o dată, mulțumim mult.